Frați și surori, cu toții sunteți oameni care ați crezut în Domnul timp de mulți ani. Ar trebui să știți, Sfânta Biblie e canonul creștinătății și că toată credința creștinilor în Domnul este bazată pe Biblie, pentru că tot ce Dumnezeu a spus și a făcut este în Biblie. În afară de Biblie, nu există nicio înregistrare a cuvintelor și lucrării lui Dumnezeu. De aceea, credința în Domnul trebuie să se bazeze pe Biblie, dacă se abate de la Biblie, este erezie. Cum poate să spună asta? Nu este posibil așa ceva. Timp de mii de ani, credincioșii au susținut Biblia. Nimeni nu a îndrăzit să meargă dincolo de limitele Bibliei. Și totuși, fulgerul de la răsărit depune mărturie că Domnul Isus s-a întors deja și că El a exprimat multe cuvinte și că face lucrarea de judecată din zilele de pe urmă. Acest lucru deja s-a îndepărtat de Biblie. De aceea, Majoritatea pastorilor și bătrânilor din cercurile religioase condamnă fulgerul de la răsărit ca erezie. Oare asta e o greșeală? Nu trebuie să persistați în greșeală. Vă îndemn să nu mai pierdeți timpul și să abandonați fulgerul de la răsărit. Mărturisiți Domnului și căiți-vă și cereți iertare. Pastorul Chiau condamnă lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe tot urmă. ce spune Dumnezeu atotputernic tot Ceea ce spune pastorul Chiau este corect. Biblia este cu adevărat temelia credinței noastre în Domnul. Nu trebuie să ne îndepărtăm niciodată de la Biblie cât timp avem credință în Domnul. Iar voi, când vă adunați, nici măcar nu citiți Biblia. Vă concentrați numai în a citi și a împărtăși cuvintele lui Dumnezeu atotputernic. Cuvântul se arată în trup, vi se pare mai important decât Biblia. Dacă respingeți Biblia, respingeți calea Domnului. Asta înseamnă că îl trădați pe Domnul, E posibil să nu vă dați seama... Acceptăm glasul și cuvintele întoarcerii Domnului, adică urmăm pașii mielului. Cum pot spune că asta înseamnă trădarea Pastor Domnului? Pastor Exiau, bătrânezu, spuneți că credința în Domnul trebuie să se bazeze pe Biblie. Această declarație este problematică. Da. Da. Cine a făcut această declarație? Se bazează pe ceva din Biblie? Se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu? Biblia a fost scrisă în etape, fiecare din ele, cu câteva sute de ani, după desăvârșirea fiecărui stadiu al lucrării Lui Dumnezeu. Da. Deci când nu exista Scriptură, pe ce se baza credința oamenilor în Dumnezeu? Ca să spunem drept, credința lor se baza pe cuvintele Domnului și pe lucrarea Duhului Sfânt. Corect. Nu este corect să spui că credința în Domnul trebuie să se bazeze pe Biblie. Dacă nu ar fi cuvintele în Dumnezeu și lucrarea Duhului Sfânt, nu am avea nicio cale să credem în Domnul. Deși s-ar putea să credem în Domnul, e posibil să nu intrăm pe calea corectă a credinței. Dacă în mulți ani de credință în Dumnezeu, o persoană nu are nicio lucrare a Duhului Sfânt, poate primi aprobarea lui Dumnezeu? Nu poate nu primi. Poate. Ai spus că vorbele lui Dumnezeu nu sunt scrise nicăieri decât în Biblie. Îndepărtarea de Biblie este erezie și această declarație este incorrectă. Acesta este punctul de vedere al vostru, pastori și bătrâni. De ce vrei să ne oblici să-l acceptăm? Da. 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 De Cum, ce nu? Nu se poate, poate așa, ceva? așa ceva. Îndrăznești să spui că toate cuvintele Domnului și toată lucrarea sa sunt scrise în Biblie? Te bazezi pe ceva din Biblie când zici asta? Biblia nu spune asta, dar așa gândesc toți pastorii și bătrânii din cercurile religioase. Nu poate fi nimic greșit cu asta. Îndrăznești să afirm că nu poate fi greșit? Da. În timpul epocii legii au existat unele cărți ale profeților care nu au fost incluse în Biblie. Multe dintre cuvintele spuse de Domnul Isus și lucrurile pe care El le-a făcut în timpul epocii Harului nu au fost consemnate în Biblie. Nu este așa? Da. Este adevărat. Da. este adevărat. De ce nu vă bazați pe ceva când vorbiți voi, pastorii și bătrânii? Nu vorbiți adesea despre Biblie? Ar trebui să știți că Domnul Isus a spus: Mai am să vă spun multe lucruri, dar, dar acum nu le puteți purta. Însă, însă când va veni El, Duhul Adevărului, vă va călăuzi tot adevărul. Apocalipsa mai spune: Cel ce are urechi să audă ce zice bisericilor Duhul. Amin. Domnul Isus a profețit clar că se va întoarce să vorbească din nou. Totuși, spuneți că nimic din cuvintele lui Dumnezeu nu este consemnat în afara Bibliei și că abaterea de la Biblie este erezie. Nu este asta negarea profeției Domnului Isus și condamnarea cuvintelor și lucrării celei de-a doua venire a Domnului? Dacă vorbele rostite la întoarcerea Domnului nu apar în Biblie, atunci nu sunt cuvintele lui Dumnezeu? Oar ar putea cuvintele și lucrarea celei de-a doua venire a Domnului să apară în Biblie înainte de vreme? Punctul vostru de vedere este pur și simplu lipsit de sens. În trecut nu aveam discernământ și credeam orbește lucrurile diavolești pe care le spuneați. De aceea n-am îndrăznit să cercetăm când unii au depus mărturie că Domnul Isus a întors și vorbește iar. Da. Da. Cine știe câți oameni au ratat șansa de a fi înălțați la întoarcerea Domnului? Și chiar și noi aproape am ratat șansa. Voi chiar ați făcut un mare rău oamenilor. Cât adevăr? Ascultam doar de pastor și bătrân. Eram amăgit și nu știam. Nu aveam absolut niciun discernământ. Acum am citit multe cuvinte ale lui Dumnezeu Atotputernic. Toate cuvintele lui sunt adevărate și sunt glasul lui Dumnezeu. Este însuși Duhul Sfânt care le vorbește bisericilor. Acest volum, Cuvântul se arată în trup, este Biblia epocii împărăției. Amin. Amin. Ce nu înțeleg eu? Este de ce condamnați mereu fulgerul de la răsărit? De ce folosiți aceste aberații pentru a ne înșela și a ne împiedica să-l acceptăm pe Dumnezeu Atotputernic? De ce urâți atât de mult lucrarea din zilele de pe urma lui Dumnezeu Atotputernic? Oare pentru că Dumnezeu Atotputernic a exprimat mult adevăr? Sau pentru că viețile noastre s-au hrănit cu citirea cuvintelor lui Dumnezeu Atotputernic și voi sunteți invidioși? În acest caz, și voi puteți citi cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și să vă bucurați de hrana din apele vii. Da, da, da. într-adevăr. De ce nu acceptați adevărul? De ce ne împiedicați mereu să primim adevărul și să ne supunem lucrării Lui Dumnezeu? Oare pentru că trebuie să ne faceți să ne opunem lucrării Lui Dumnezeu din zilele de pe urmă? Și în cele din urmă să fim pedepsiți și să mergem în iad cu voi, asta vă face fericiți? Inimile voastre au devenit atât de rele! Cu siguranță adică vicios. Atât de vicios. vicios! În trecut nu v-am văzut niciodată așa! Însă de când l-am acceptat pe Dumnezeu atotputernic, am văzut adevărata voastră față! Da. Da, așa e. ai spus că, crezând în Dumnezeu atotputernic, noi nu citim Biblia la adunări, doar citim și împărtășim cuvintele Lui. Deci ne-am îndepărtat de Biblie și de la calea Domnului. Corect? Aș vrea să spun o întrebare. Ce întrebare? Când Domnul a venit pentru lucrarea de răscumpărare, discipolii lui s-au adunat să-i discute cuvintele și i le-au îndeplinit. N-au mai respectat legile și decretele din Vechiul Testament. Nu l-au citit la adunări. Ați spune că i s-au opus lui Dumnezeu și l-au trădat? Nu. Desigur că nu o făceau. așa -i. În niciun caz. Se supuneau lucrării lui Dumnezeu și mergeau pe urmele mielului. Dar fariseii n-au văzut lucrurile așa. Ei credeau că discipolii Domnului Isus se adunau să împărtășească cuvintele lui. Credeau că au deviat de la Biblie și de la calea Domnului și l-au trădat pe Dumnezeu. L-au dat afară din sinagogă. Nu așa? S-a întâmplat? Da, așa este, într-adevăr. Cuvintele Domnului Isus spun foarte clar cum trebuie abordată Scriptura voi cercetați scripturile, deoarece credeți că în ele aveți viață veșnică. Dar tocmai acestea sunt cele care depun mărturie despre mine și totuși nu vreți să veniți la mine ca să aveți viață. Amin. Domnul Isus a spus de mult că scriptura nu conține viața veșnică. Scriptura era doar o mărturie a lui Dumnezeu. Doar înregistrarea a două etape ale lucrării din epoca Legii și din epoca Harului. Correct. Dacă crezând în Domnul accepți Biblia, nu și cuvintele lui Hristos și lucrarea Duhului Sfânt, nu poți obține viața. Corect. În zilele de pe urmă, Dumnezeu a devenit iar trup. Dumnezeu a tot puternic a exprimat tot adevărul ca să purifice și să mântuiască. Să facă lucrarea judecății începând de la casa lui Dumnezeu. Amin. Cuvintele lui Dumnezeu atotputernic sunt un mod de viață veșnică dat de Dumnezeu omului. Dacă nu urmați cuvintele și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic, ci doar îi condamnați lucrarea pe bază de concepții și închipuiri, și credeți că împărtășind cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, ne îndepărtăm de la Biblie și calea Domnului, care este diferența între asta și fariseii care s-au opus și au condamnat cuvintele și lucrarea Domnului Isus? Nu este nicio diferență. Da, nu este nicio diferență. Nu sunteți la fel ca fariseii? Chiar nu mă așteptam ca la doar câteva zile după ce l-ați acceptat pe Dumnezeu atotputernic, să fiți în stare să spuneți astfel de cuvinte și chiar să ne condamnați. Venim cu bunătate ca să vă salvăm. Dar dacă sunteți nerecunoscători, puteți să uitați de asta. Chiar spuneți că suntem farisei? Cât de tare mă dezamăgiți! Ca slujitor al Domnului, Trebuie să-mi asum responsabilitatea pentru viețile voastre, orice s-ar întâmpla. Nu vă pot privi apucând pe calea greșită. Trebuie să vă avertizez. Fulgerul de la răsărit mărturisește că Dumnezeu atotputernic este Hristos întrupat. Asta este absolut imposibil. Deoarece Biblia spune, Iisus Hristos este același ieri, astăzi și în veci. Credem că există un singur Hristos care este Domnul Isus în care credem. Numai Domnul Isus este Hristos întrupat, este Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu a tot puternic în care voi credeți este doar o persoană. Ați fost înșelați, sunteți conștienți de asta? Cum poate spune asta? Nu irosiți timpul și abandonați fulgerul de la răsărit. Încă mai este timp să vă căiți. Ceea ce spui este absolut adevărat. Domnul Isus a mântuit întreaga rasă umană și numai Domnul Isus este Hristos. Ceea ce așteptăm noi este sosirea Domnului Isus. Biblia nu a spus că a doua venire a Domnului Isus va fi Dumnezeu atotputernic. Fulgerul de la răsărit mărturisește că Dumnezeu atotputernic este a doua venire a Domnului Isus. Cum este posibil așa ceva? Prin urmare, toți pastorii și bătrânii din cercurile religioase spun că acela în care credeți voi este o persoană. Chiar credeți că greșesc toți? Da. Dacă Dumnezeu atotputernic ar fi întoarcerea Domnului Isus, ar putea pastorii și bătrânii să nu-L accepte? Pastorul și bătrânul îl servesc pe Domnul. Amândoi înțeleg Biblia și discern mai bine decât noi. În credința în Domnul, trebuie să ascultăm de ei ca să nu fim înșelați. Această afirmație este greșită. În credința noastră trebuie să ascultăm cuvântul Domnului. Pot ei să le reprezinte pe mm, Domnul? Nu, nu pot. Pastor Ixiau! Bătrânezu, vă spuneți că credința noastră în Dumnezeu a tot puternic înseamnă credință într-o simplă persoană și noi am fost înșelați. Spuneți, vă bazați pe ceva din Biblie când susțineți asta? Sau pe ce vă bazați aceste cuvinte? Când vă aud vorbind astfel, îmi este rușine pentru voi. Ați crezut timp de mulți ani în Domnul Isus și adesea ați explicat Biblia. Știți cum au judecat și condamnat fariseii pe Domnul Isus la vremea aceea? Nu spunea oare și ei că Domnul Isus este doar un om obișnuit? Cu siguranță spuneau oamenilor care credeau în Domnul Isus. Cel în care credeți este un om. Ați fost înșelați. Astăzi auzim că puteți spune asemenea cuvinte. Sunteți exact ca și farisei. Nu conștientizați întruparea lui Dumnezeu. Cu siguranță nu l-ați fi recunoscut pe Domnul Isus. Dacă ați fi trăit în vremurile Domnului Isus, cu siguranță l-ați fi condamnat și v-ați fi opus Domnului Isus, în tocmai ca și fără corect. Ați spune că ceea ce am spus se potrivește faptelor? Așa este. Așa, așa este. Cum se nu? Așa este. Credința așa noastră așa în este. Dumnezeu Atotputernic se bazează pe profeția Domnului Isus și pe tot adevărul exprimat de Dumnezeu Atotputernic. Domnul Isus a spus că ce așa cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la pus, tot așa va fi și venirea Fiului Omului. Amin. Căci așa cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului la cealaltă, tot așa va fi și cu fiul omului în ziua sa. Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie respins de această generație. La mizul nopții a răsunat un strigăt. Iată, mirele, ieșiți în întâmpinare! Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și voi mânca cu el și el cu mine. Amin. Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic poartă aceste profeții adevărate. Da, așa este. Asta dovedește că Dumnezeu Atotputernic e Domnul Isus întors și arătarea lui Hristos din zilele de pe urmă. Acesta este un fapt pe care nimeni nu l-ar putea nega. Amin. Da. Slavă lui Dumnezeu. Pastor Exiau, bătrânezu, dacă voi condamnați cuvintele și lucrarea lui Dumnezeu atotputernic puternic fără să căutați adevărul, nu vă temeți că vă opuneți lui Dumnezeu? Fariseii la vremea aceea l-au servit pe Dumnezeu Iahve timp de generații, dar când a venit Domnul Isus să facă lucrarea de mântuire, nu l-au recunoscut pe Domnul Isus ca Hristos în forma umană. Ei chiar au judecat? Nu este acesta Nazarineanul? Nu este fiul templarului? Așa. Da nu au acceptat deloc adevărul pe care l-a exprimat Domnul Isus și chiar s-au opus nebunește și l-au condamnat pe Domnul Isus și l-au crucificat. Ca rezultat, au primit pedeapsa și blestemele lui Dumnezeu. Cu siguranță vă este clar tuturor acest lucru. Da, cu siguranță știți așa este. Bineînțeles. Vândem pe toți să citiți cuvintele lui Dumnezeu atotputernic, să auziți dacă este sau nu glasul lui Dumnezeu, dacă este sau nu adevărul. Astfel, veți afla dacă Dumnezeu atotputernic este în ultimă instanță o persoană sau este Dumnezeu. De da. acord. Nu mergeți cu încăpățânare pe calea fariseilor pentru a vă opune lui Dumnezeu, ca să evitați pedepsele și blestemele lui Dumnezeu. Corect. Nu faceți așa cum au făcut farisei. Nu vă opuneți lui Dumnezeu. Evitați pedepsa lui. Destul, destul. Nu mai continua. De ce face mereu legătura între noi și farisei? Farisei nu îl cunoșteau pe Domnul Isus și l-au crucificat. Trebuiau să fie blestemați și pedepsiți. Noi nu suntem ca farisei. Noi suntem oameni care îl slujim pe Domnul. Opoziția noastră față de fulgerul de la răsărit este numai în scopul de a proteja turma. Tu chiar nu ne înțelegi. Domnul cunoaște inimile noastre. Plecăm. Dumnezeu să aibă milă de voi. Sunt incoricibil de încăpățânați. V-au îndemnat cu răbdare și blândețe. Doar ca să vă salveze. Asta e iubirea Domnului. Nu știți ce e bine pentru voi. Le-am comunicat adevărul atât de clar. Cum e posibil ca tot să nu înțeleagă? Nu puteam. Sigur că nu. da. da.